Românii s-au revoltat la o fermă de sparanghel din Germania. Grupul de muncitori format din femei și bărbați sunt nemulțumiți de banii oferiți de către fermieri și susțin că le sunt reținute buletinele și nu mai primesc mâncare. Oamenii care amenință că cheamă poliția reclamă faptul că, deși s-au înțeles să primească 13,30 euro pe oră, au aflat la fața locului că vor primi 0,65 de euro pe un kilogram cules, motiv pentru care au refuzat să mai meargă la muncă. Deci asta e ultima masă care avem acum la ora 12. După aia nu mai avem nicio masă. 22 de persoane. Ok. Noi oferim muncă. Deci cineva care muncește, îi oferim și mâncare. Nu mai un pic că sunt probleme, muncă, după aia o să discutăm. Dacă nu ieșesc la muncă, nu e dispus să mai... De ce el merge tot în minus, în minus, în minus? Dar buletinul tău unde, mă, băiatule? Și buletinul tău? Și buletinul tău, mă? Hai, dați-mă un pic aici. Deci buletinele nu ni s-au dat. Până ce nu plătim la 300 de euro. În imaginile publicate pe Facebook, reprezentanta fermierului german le explică faptul că trebuie să plătească 300 de euro pentru a-și primi actele înapoi și că pot oricând merge la muncă. Suma ar reprezenta costul transportului până în Germania și al cazării asigurate de fermierul neamț. În replică, România afirmă că nu aceasta a fost înțelegerea în momentul în care au plecat din România și spun că trebuie să-i trimită înapoi acasă cu avionul.